A doua noapte magică. Noaptea zodiei vărsătorului. Începe prin a-ți găsi o poziție confortabilă și închide ochii. Poți petrece câteva momente creând o atmosferă de recunoștință înăuntrul ființei tale. Apoi, concentrează-ți atenția asupra respirației. Urmărește ritmul respirației. Urmărește cum aerul intră și cum apoi îți părăsește trupul. Concentrează-te pe zona inimii și cu fiecare expirație simți cum tensiunea și stresul îți părăsesc ființa. Le lași să plece, le scoți din tine cu fiecare val de aer pe care îl elimini pe nas. Cu fiecare inspirație, simți cum liniștea și pacea te cuprind tot mai mult. Simți cum liniștea și acceptarea cresc și se extind în lăuntrul ființei tale. Ești aici, acum, și ești pregătit, ești pregătită să îți începi călătoria din a doua noapte magică. În fiecare dintre cele 12 nopți magice, una dintre cele 12 zodii îți acordă o întâlnire directă în care poți aprofunda specificul zodiei respective, poți dezvolta și amplifica percepția ta asupra calităților zodiei respective sau poți vindeca defectul sau defectele pe care ți le evidențiază zodia. Pentru că în aceste nopți magice îți poți aminti mai ușor ceea ce ești cu adevărat. O scânteie divină, ființă spirituală, ființă galactică. Inspiră profund și expiră lent tot aerul din plămâni. Iar acum,
În această a doua noapte magică, roagă Arhaiul Constelației Vărsătorului să îți regleze percepția astfel încât să trăiești, să simți, să te bucuri de vibrația înaltă a zodiei vărsătorului. Și pentru aceasta, chiar acum, te eliberezi, te vindeci de toate contradicțiile și frământările tale. Chiar acum, te eliberezi, te vindeci de aroganță, instabilitate și egoism. Foarte bine. Și ești liber acum să percepi, să exprimi și să manifesti în mod constructiv atât cât ai nevoie și când ai nevoie altruismul, iubirea față de oameni, răbdarea, hotărârea, sinceritatea, rafinamentul, libertatea. Deschide-ți inima și simte independența, spiritul de dreptate, prietenia, fidelitatea. Deschide-ți brațele și îmbrățișează originalitatea și umorul, cunoașterea și respectul față de umanitate ca întreg. Manifestă credință, entuziasm și împlinește-ți cu bucurie misiunea spirituală. Iar când ești pregătit, pregătită, revină încet, aici și acum, în acest spațiu de lumină și iubire.